Damono, Jex, Grimus și Jurjac. Trei nume care au ceva de spus în rock-ul și electrobluzul românesc, toate trei pe aceeași scenă, în premieră, Otto Bucharest, un club de pe Bulevardul I.C. Brătianu, numărul 29 din București. Evenimentul îmi oferă ocazia de a schimba câteva cuvinte cu Doru Trăscău, vocalist și chitarist la trupa pe care a fondat-o în 2008, Damono, Jex. Te salut, Dorule! Salutare! Fiind prima noastră discuție din 2016, îmi permit să te întreb cum v-a mers în primele trei luni ale anului? Ok, ok. Suntem într-o grămadă de activități. Balergăm după materiale pentru reconsolidarea și resonorizarea sălii de repetiții, lucru care e destul de anevoios și costisitor. În rest, repetăm. Tocmai ne-am întors din Franța de la un festival foarte fain. Suntem activi și aș zice că a fost un început de an destul de plin. Se conturează vreun material discografic marca Damono, Jex acum în 2016? Da, lucrăm la asta de ceva vreme. Avem o parte din piese înregistrate și chiar pe sfârșitul lunii o să intrăm din nou în studio. Suntem în plină desfășurare a înregistrărilor. Îmi poți spune titlul albumului sau nu s-a hotărât încă? N-am stabilit încă lucrul ăsta. Ne străduim să găsim alte chestiuni, suntem mai puțin preocupați de denumirea lui acum, dar cu siguranță va veni un moment în care va trebui să ne gândim și la asta. Voi trei, Damono, Jex, Grimus și Jurjac, cântați în premieră în clubul Otto Bucharest. Care va fi programul vostru? Dacă am reținut corect, noi o să cântăm ultima trupă în seara concertului. Programul pe de rost nu-l știu, bănuiesc că va fi destul de târziu. Premiera cred că va consta în faptul că suntem pentru prima dată pe scena Otto, la fel ca și ceilalți artiști. De altfel, este și prima oară când cineva va cânta acolo, pentru că se inaugurează clubul cu ocazia asta. Bănuiesc că veți avea piese de pe albumele voastre de până acum și piese noi. Da, e un mix, e un playlist care are un mix între piesele cunoscute și piesele noi. Mulțumim fain, Doru Trăscău! Și eu mulțumesc! Și succes! Să fie!